Invit să ne ridicăm, să citim din Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 4, începem de la versetul 4 până la versetul 7, să citim cuvântul Domnului. Galateni, capitolul 4, începând cu versetul 4. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege pentru ca să căpătăm înfierea. Și, pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă reașezați. Acum, în momentele acestea, în câteva ore, vom, ce știu, sărbători sau cel puțin vom trece prin două evenimente. Pe de o parte, sfârșitul de an și pe de altă parte, începutul de an. Nu știu ce vă place mai mult. Sfârșitul de an, faptul că 2022 se sfârșește sau că 2023 stă să înceapă. Nu știu dacă ar fi să vorbiți despre ce ați prefera să vorbiți despre 2022 sau poate ați vrea să-l ștergeți cumva din memorie, poate poartă cu el amintiri de care nu prea vreți să mai vorbiți. Dar și 2023 nu știm ce ne aduce și nu știm, așa cum Pavel spunea în altă parte, într-un alt context, sunt strâns din două părți. Pe de o parte, eu personal aș vrea să vorbesc despre 2022, pe de altă parte aș vrea să vă vorbesc despre anul care vine, despre 2023. Însă, în această seară vreau prin cuvântul lui Dumnezeu să vedem câteva lucruri pe care eu personal le consider extrem de importante pentru noi și pentru viața noastră. Și voi accentua, voi sublinia într-un mod deosebit aceste trei cuvinte. La împlinirea vremii. La împlinirea vremii. Nimic nu este la întâmplare. În lumea aceasta, în universul acesta, în timpul pe care noi îl trăim, nu este nimic la întâmplare. Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este la cârma istoriei, Dumnezeu este în controlul universului. Binecuvântat să fie numele Lui. El, Dumnezeu, nu este un simplu spectator al istoriei. El nu doar asistă la ceea ce se întâmplă în lumea în care trăim. El nu așteaptă ziarul de dimineață ca să afle ce s-a mai întâmplat în lumea în care trăim. El nu așteaptă părerile predicatorilor din seara de Revelion ca să afle și el ce se va întâmpla în 2023. Pentru că El știe exact ce se va întâmpla în 2023. El este un Dumnezeu care cunoaște totul până la cele mai mici detalii. De aceea, potrivit acestui pasaj și nu numai, vreau să subliniez, să scot în evidență trei adevăruri fundamentale pentru viața noastră vis-a-vis de Dumnezeu și vis-a-vis de istoria lumii și în mod implicit și de istoria vieții tale. În primul rând, Dumnezeu a planificat istoria lumii. Totul decurge după un plan. Înainte de a exista timpul, Dumnezeu a planificat deja viacurile, epocile, mileniile, deja erau înaintea Lui. Nu exista timp, însă Dumnezeu deja a creat, a făcut și viacurile. Înainte de a exista materia, când nu era nimic în ceea ce noi numim astăzi univers, Dumnezeu a plănuit orice ființă, orice făptură, orice om. În planul lui Dumnezeu tu erai deja atunci. Biblia ne spune de mai multe ori, mai mulți oameni al lui Dumnezeu au făcut această afirmație.
înainte să te fi născut tu, înainte să fi fost în pântecile mamei, ba chiar înainte de întemeierea lumii, adică înainte de creație, când totul era nimic, era neant, tu deja erai în planul lui Dumnezeu. Înainte de a exista spațiul, Dumnezeu a trasat, a stabilit deja limite pentru țări, pentru națiuni, pentru continente, pentru imperii. Dar Dumnezeu deja le-a stabilit. El deja știa, totul este planificat. Istoria lumii și istoria vieții tale este scrisă deja de Dumnezeu și spunea, ce frumos surprindea David în Psalmul 139. Spunea el, înaintea ta, toate zilele vieții mele, înainte să fi fost vreuna din ele, erau scrise deja în cartea ta, sunt scrise toate zilele vieții mele, înainte de a fi fost vreuna din ele. Când nici nu existai, când nu exista nici măcar un indiciu despre tine, spune Scriptura, ochii tăi mă vedeau. Da, Dumnezeu te-a văzut, Dumnezeu a planificat totul și există o precunoaștere absolută a lui Dumnezeu. Dumnezeu știe totul despre noi. El știe ce va aduce anul 2023. El știe ce vei face mâine, El știe ce vei face tu, El știe totul. Dar atenție să nu confundăm această precunoaștere cu, să zicem, suveranitatea lui Dumnezeu, cu faptul că Dumnezeu, El singur și-a pus limite, El a trasat doar linii generale, dar nouă oamenilor ne-a lăsat ceea ce noi numim liberul arbitru. Voința liberă. Nu ești un robot, El da, ne-a planificat viața, El pentru toate a așezat o vreme, El a așezat un plan, El a spus asta este voia mea, acesta este planul meu și ne-a așezat pe noi oamenii. Iar noi oamenii decidem dacă ne conformăm planului lui Dumnezeu sau suntem noi mai încăpățânați, avem noi alte păreri, avem noi alte gânduri și ne vedem de viața noastră, ne vedem de drumul nostru. Ești liber să alegi. Dar vreau în această seară să spun că Dumnezeu are un plan și cu viața ta. În planul lui Dumnezeu pentru tine este scris mântuire. În planul lui Dumnezeu pentru tine este scrisă viață veșnică. În planul lui Dumnezeu pentru tine este scrisă viață. Ești scris în cartea vieții lui Dumnezeu. El vrea viața. El a spus, pe viața mea mă jur, nu mă pot jura pe altceva mai mult. Eu nu doresc moartea păcătosului. Tu n-ai fost creat să mori, tu n-ai fost creat să mergi în iad. Tu n-ai fost creat să suferi, să fii un nenorocit. Tu ai fost creat să fii fericit, să fii cu Dumnezeu. Însă Dumnezeu totodată a spus, e libertatea ta, e dreptul tău. Dumnezeu a creat raiul, l-a așezat pe om acolo, dar totodată Dumnezeu s-a retras și a spus, omule, de aici încolo ai responsabilități. Câtă vreme vei asculta, vei beneficia de toate avantajele, de toate oportunitățile. Câtă vreme nu vei asculta, vei suferi consecințele, vei muri și moartea înseamnă suferință, înseamnă chin, înseamnă nenorocire, înseamnă dezastru, înseamnă lacrimi, înseamnă nenorocire. Și omul, într-o bună zi, a ales. Și ceea ce trăiește acum rasa umană este din pricina alegerii omului. De aceea revenim la această suveranitate a lui Dumnezeu. Există o suveranitate absolută a lui Dumnezeu în istorie, a trasat niște linii generale. El știe exact ce se întâmplă. Și oamenii din fiecare epocă se implică fiecare la rândul lui în acest plan al lui Dumnezeu. Eu cred că pentru anul 2023, eu cred că pentru timpul în care trăim, pentru fiecare dintre noi Dumnezeu are un plan și vrea ca noi să ne implicăm în planurile lui Dumnezeu. Dar este decizia ta, este alegerea ta, dacă vrei să te implici, cum vrei să te implici, cât vrei să te implici, când vrei să te implici, unde vrei să te implici. De aceea vreau să pornim în anul 2023 cu această
convingere fermă că Dumnezeu pentru fiecare dintre noi are un plan. Dumnezeu a planificat istoria lumii. Nu uitați, primul adevăr pe care vreau să-l vedem vis-a-vis de nașterea Domnului, vis-a-vis de orice lucru, Dumnezeu nu lucrează la întâmplare. El nu lucrează în haos. El are totul programat, la El totul este planificat. Orice lucru de sub soare și are vremea Lui. Ceasul lui Dumnezeu, ceasornicul lui Dumnezeu este extrem, extrem de precis. Să nu confundăm niciodată, că avem tendința asta să confundăm dezorganizarea noastră, dezinteresul nostru, faptul că noi întârziem, faptul că noi nu ne planificăm, spunem, nu, noi lăsăm pe Dumnezeu. Nu uitați un lucru, la Dumnezeu totul este programat, este planificat, nu este nimic la întâmplare. În al doilea rând, Dumnezeu a prevestit istoria lumii. Dumnezeu a prevestit, El a planificat, a făcut un plan, dar apoi a prevestit. Efeseni, capitolul 1, versetele 9 și 10, dacă se pot afișa, ne-ar fi de mare ajutor ca să înțelegem aceste adevăruri care sunt atât de clare pentru Pavel. Aceste versete, ca și altele, Efeseni 1, 9, Efeseni 1, versetele 9 și 10. Căci a binevoit să ne descopere taina voii sale, după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, când, atenție, versetul 10, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Subliniez încă o dată, la împlinirea vremurilor. La nașterea Domnului Iisus s-a împlinit vremea ca Iisus să ia chip de om, să ia trup de om. Vă amintesc că Iisus în rugăciunea, sau în, mă rog, când începe El să predice, Marcu capitolul 1 ne spune de la versetul 15, prima predică a lui Iisus, primele cuvinte rostite de El au fost exact acestea: s-a împlinit vremea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. S-a împlinit vremea. Ioan, capitolul 17, versetul 1, ne-l arată pe Iisus în grădină, stă de vorbă cu Tatăl, după ce a vorbit astfel, adică cu ucenicii săi, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. E important pentru noi să înțelegem că venirea Domnului Iisus Hristos s-a făcut după un plan, după un program foarte strict. Când s-a născut, s-a împlinit vremea. Când a început să predice, a spus: acum s-a împlinit vremea să predic. Când a venit mama lui și a spus: uite, au nevoie mirii aceștia, nu, încă n-a sosit ceasul. Și atunci Dumnezeu arată: ba da, a sosit ceasul, de acum încolo vei face minuni. Și iată, își termină lucrarea și spune: s-a împlinit vremea. Tată, a sosit ceasul. A sosit vremea să plec din lumea aceasta. Totul se face după un plan. Ce vreau să înțelegem este că Dumnezeu a prevestit, a profețit, a anticipat, a spus dinainte ce o să se întâmple. Cu privire la nașterea Domnului Iisus Hristos și cu privire la lucrarea Domnului Iisus Hristos, au fost sute de profeții, sute de profeții. Cele mai multe au fost spuse cu sute de ani înainte să se întâmple, sute de ani înainte, chiar mii de ani înainte să se nască Domnul. S-a profețit unde se va naște, cine se va naște, din ce seminție să se nască, în ce condiții să se nască, totul a fost profețit, prevestit. Este absurd. Este absurd, este de neînțeles faptul că evreii, nici la ora actuală, nu cred în Iisus că este Mesia. Ei spun, acest Iisus este un șarlatan, a regizat. S-a uitat în Biblie, a spus, este scris în Biblie despre un eveniment, despre mă duc acolo și fac ca să pară asta și atâta trag sforile încât să pară că am împlinit profețiile. Cam asta spun evreii. Cum să-ți regizezi tu nașterea în Betleem?
Cum să-ți regizezi la 2 ani că tu vei pleca în Egipt și vei emigra acolo? Cum să regizezi toate astea? Și câte și câte s-au întâmplat în viața Domnului Iisus? Când privești viața Domnului Iisus, viața Domnului nu e altceva și Vechiul Testament nu e altceva decât profeția, cartea profetică, ce trebuia să le arate toate indiciile, toate semnalele, că atunci când vine Mesia, toată lumea să spună, da, El este Mesia. De aceea toți evangheliștii spun, ca să se împlinească Scriptura, să se împlinească Scriptura, să se împlinească profețiile. Că tot ce a făcut Iisus a făcut după ceea ce este scris, ca să împlinească ceea ce este scris. Pentru că Dumnezeu a prevestit, a arătat dinainte. Cei care cunosc bine Biblia, cei care cunosc bine și istoria lumii, știu și sunt chiar câteva cărți care arată foarte bine lucrul acesta. Poate dacă Domnul ne ajută o să mai luăm așa măcar secvențe din istoria lumii, să vedem cum Dumnezeu a vorbit, cum Dumnezeu a prevestit, a profețit, a trimis proroci care au spus, Ninive va fi nimicită, Tirul va cădea, Babilonul va cădea, Asiria va cădea, despre tot felul de popoare, tot felul de națiuni, tot felul de imperii. Și vă dau un mic exemplu. Poporul evreu era în exil, dar era scris în carte, până și numele împăratului, cu câteva sute de ani, Dumnezeu a spus, iată robul meu Cir, Cirus. El va aduce eliberare, El va aduce libertate pentru poporul meu și El va face lucrări mari. Și când au venit evreii, s-au prezentat cu sulul cărții, s-au prezentat cu acele cărți scrise cu sute de ani și au spus, Cir, pe vremea bunicilor tăi, tu nu existai nicăieri, dar aici în carte era scris despre tine, numele tău. Tu ești aici. Pentru că Dumnezeu te-a rânduit să fii aici. Dumnezeu a avut un plan cu poporul lui și acum numele tău e scris în carte. Tu acum faci ce vrei cu viața ta, faci ce vrei cu puterea pe care o ai, dar ai grijă cum te porți cu Dumnezeu. Parcă același lucru îl spune și Domnul Iisus Hristos, în sulul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Vreau să te conving în această seară că planul lui Dumnezeu este un plan deosebit pentru tine, pentru viața ta, că în sulul cărții este scris despre tine, că în planul lui Dumnezeu este scris despre tine, Dumnezeu îți vorbește, Dumnezeu te cheamă, Dumnezeu îți arată dinainte, dar decizia este la tine. Tu poți să spui, vreau să fac voia ta sau nu vreau, nu mă interesează, nu mă privește, am alte lucruri mai bune de făcut. Tu poți să spui, vin să fac voia ta, sau poți să spui, eu mă duc cât văd cu ochii, e alegerea ta. Însă ține cont de acest adevăr, Dumnezeu a planificat istoria lumii, adică Dumnezeu a făcut un plan, Dumnezeu a prevestit, a arătat mai dinainte ce se întâmplă, detalii impresionante, asta ca să-ți arate că nu-i nimic la întâmplare. De aceea și ucenicii au fost deplin convinși, ferm convinși, că tot ce era scris în Scriptură, Vechiul Testament nu-i decât cutia în care sunt toate piesele de puzzle amestecate, dar pe care când vine Iisus, le pune pe fiecare la loc și toate se potrivesc. Nașterea Lui, minunile Lui, numele Lui, toate sunt puse și la urmă noi avem Evanghelia care este puzzle-ul complet, tabloul complet al Domnului Iisus, făcut în baza a ceea ce s-a spus cu mii și mii de ani în urmă. Dumnezeu a prevestit istoria lumii. Dar în al treilea rând, Dumnezeu a pregătit istoria lumii. S-a vorbit duminica trecută despre acest adevăr. Dumnezeu a pregătit cultura greacă, limba greacă, o limbă completă, o limbă deosebită, pentru care fiecare cuvânt are o semnificație deosebită, nu era ca limba ebraică, nici ca limba română, când spui toc, e și tocul de la ușă, și tocul de stilou, și tocul de pantof, și cu un cuvânt spui 10. Și atunci imediat se produce confuzia. Nu, la ei, pentru orice lucru exista un cuvânt. Și de aceea o să scot în evidență două cuvinte din limba greacă în această seară. Dumnezeu a pregătit cultura greacă, limba greacă.
a folosit religia iudaică, sinagogile, templul, cultura aceasta monoteismului și religia, Dumnezeu a folosit Pax Romana, legea romană, drumurile, civilizația romană, ordinea și legea romană, se știe foarte bine că a fost una dintre cele mai bune juriștii sunt de părere că a fost cea mai completă din toate câte au fost în istorie. Și Dumnezeu a pregătit istoria lumii. În primul rând, Dumnezeu a pregătit evenimente. A pregătit. Noi nu știm acum exact ce, de exemplu, steaua aceea, ca o stea să strălucească, știți ce spune și Luceafăr, mii de ani. Dumnezeu a pregătit cu mii de ani în urmă să se aprindă o stea, până să ajungă lumina ei trec mii de ani. Dumnezeu a pregătit totul ca în noaptea aceea magii să poată observa steaua aceea, totul era calculat. Dumnezeu a pregătit evenimente, a pregătit evenimente naturale. Eclipsa de soare la moartea Domnului Iisus Hristos, cu tremurul de pământ. Dumnezeu a pregătit evenimente politice, înscrierea pe baza căreia a trebuit în primul rând să se scrie foarte clar despre Iisus, despre El și totodată El să se nască în Betleem, părinții Lui să meargă acolo în Betleem. A pregătit evenimente, Dumnezeu a pregătit evenimentele favorabile pentru ca să se împlinească ceea ce a spus El. Dumnezeu a pregătit personaje. El l-a pregătit pe Irod, El i-a pregătit pe magi, El i-a pregătit pe păstori, El a pregătit pe Maria. Gândiți-vă numai la Maria, gândiți-vă la Iosif, gândiți-vă la evrei. Dumnezeu a făcut un plan. De la Adam și până la Iisus se știe exact cine au fost toți părinții, strămoșii, strămoșii, tot. Totul era bine programat, se știa totul. În toată istoria aceasta, Dumnezeu a pregătit orice personaj, nimic n-a fost lăsat la întâmplare. Dumnezeu a pregătit cadrul și contextul pe scena istoriei lumii, El a pregătit totul. De aceea, la împlinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, s-a împlinit vremea, totul era pregătit. Dumnezeu a planificat istoria lumii, Dumnezeu a prevestit, a profețit istoria lumii, a arătat mai dinainte ce avea să se întâmple și Dumnezeu a pregătit, s-a implicat într-un mod deosebit să pregătească terenul, să pregătească tot ce se întâmplă. Același lucru pot să vă spun astăzi că Dumnezeu îl repetă și cu noi. Și astăzi noi trăim un timp în care se împlinește vremea, se împlinește un an, intrăm într-un alt, o altă vreme, într-un alt an. Așadar, două întrebări fundamentale. Ce ar trebui să știm noi vis-a-vis de ceea ce am spus până aici? Ar trebui să știm că Dumnezeu este în control. Ar trebui să știm că Dumnezeu este atotputernic și El va învinge pe Satan. Pentru că tot timpul acestei istorii a omenirii, întotdeauna Satan a fost împotriva planului lui Dumnezeu, a vrut să zădărnicească planurile lui Dumnezeu, să distrugă poporul lui Dumnezeu, să se atingă de linia aceea genealogică, să-i distrugă, pentru ca să nu se nască Mesia. A făcut totul, dar ceea ce vedem este că în cele din urmă Dumnezeu triumfă, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu are biruința de partea Lui, Dumnezeu va învinge. Și Satan va fi înfrânt. Ce ar trebui să știm? Că viața ta este importantă în ochii lui Dumnezeu. Gândește-te astăzi că cu mii și mii și zeci de mii, noi nu știm, oamenii vorbesc despre milioane de ani, oricum, înainte de a exista lumea, înainte de a exista timpul, înainte de a exista spațiul, înainte de a exista materia, tu erai deja în ochii lui Dumnezeu. Ochii lui Dumnezeu te vedeau. În inima lui Dumnezeu tu deja erai ca o ființă iubită. Și astăzi ești aici pentru că Dumnezeu te iubește. Ce ar trebui să știi că și tu ai un rol în istoria lumii acestea pentru că faci parte din lumea aceasta, chiar dacă rolul este unul secundar, dar dacă vrei să te implici, poți să-i spui astăzi lui Dumnezeu, Doamne, vreau să fac voia Ta. Nu știu cât de mare, nu știu cât de importantă este voia Ta pentru mine, dar eu vreau să fac voia Ta.
Nu știu care sunt lucrurile, dacă sunt extraordinare, mărețe, sunt esențiale sau sunt efectiv lucruri mici și mărunte, dar vreau să fac voia ta, vreau să te slujesc în vremea mea, vreau să te slujesc în timpul vieții mele, vreau să mă implic în planurile tale. Spunea David într-un psalm, Doamne, multe și mari sunt minunile și planurile tale pentru mine. Sunt prea multe ca să vorbesc despre ele. În psalmul 65 spunea el asta. Ce ar trebui să știi, tu ai liberul arbitru, tu ai facultatea de a alege, de a decide. Ce vrei să faci cu viața ta? Asculți de Dumnezeu, te implici în planul lui Dumnezeu sau spui, eu am alte priorități, eu am alte preocupări, eu am alte planuri vis-a-vis de mine, de viața mea și de timpul meu. Faci ce vrei, însă în această zi eu spun înainte planul lui Dumnezeu pentru tine. Vreau să te conștientizez că Dumnezeu are un plan cu tine, cu viața ta și Dumnezeu vrea ca tu să fii implicat, să fii activ în acest plan. Dumnezeu să ne binecuvinteze. A doua întrebare, ce ar trebui să facem? Ar trebui să ne deschidem ochii pentru a vedea istoria lumii prin ochii Bibliei. Nu-i nimic la întâmplare, tot ce se întâmplă, pandemii, războaie, cutremure, tot ce se întâmplă, nu-i nimic la întâmplare, totul a fost deja scris și totul decurge după un plan bine stabilit de Dumnezeu. Ce ar trebui să facem? Să ne deschidem inima, în primul rând, pentru a oferi disponibilitatea noastră și dorința noastră de a ajuta pe alții, de a deschide ochii altora. Să ne deschidem mâna pentru a ajuta, pentru a lucra și pentru a ne implica în proiecte din cadrul planului lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează, însă îmi place termenul pe care îl folosește Pavel. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Vrei pentru anul 2023 să fii și tu un împreună lucrător cu Dumnezeu? Sau vrei să fii un împotrivă lucrător față de Dumnezeu? E alegerea ta. E decizia ta. Să nu zădărnicim planul lui Dumnezeu pentru noi. Cărturarii și farisei, oamenii cei mai religioși, oamenii cei mai sfinți, am spune noi, din vremea aceea, au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei, neprimind botezul lui Ioan. Că s-au crezut ei mai buni, mai sfinți, cine e Ioan, cine e Iisus, noi suntem mai buni, noi suntem mai religioși, noi știm, noi avem, noi cunoaștem, noi suntem. Și au zădărnicit. Deci, ce ne spune asta? Că Dumnezeu a avut un plan și pentru ei, doar că ei l-au respins și l-au zădărnicit, l-au făcut inutil. Tu poți să strici, tu poți să zădărnicești planul lui Dumnezeu sau poți să-l faci să funcționeze. Să nu fim atât de interesați de planurile oamenilor. Păcat, păcat că în ultima vreme, mai ales acum cu mass media, cu internetul, când fiecare își dă cu părerea, când totul circulă atât de ușor și atât de repede, oamenii sunt atât de preocupați, oamenii sunt atât de curioși și atât de interesați de tot felul de păreri, de tot felul de conspirații, de tot felul de planuri și sorb cam tot ce spun alții. Ce ar trebui să deschidem Biblia și să-L vedem pe un Dumnezeu care stă pe tron. Că nu marea ocultă va decide istoria omenirii, nu un guvern mondial, nu o nouă ordine mondială, ci este în cer un Dumnezeu suveran. Binecuvântat să fie numele Lui. Așadar, ce-mi doresc mai mult pentru 2023, să fim bibliști și nu conspiraționiști. Să fim bibliști, să citim Biblia și să vedem vis-a-vis de Biblie ce avem de făcut, să ducem cuvântul lui Dumnezeu și să mai lăsăm conspirațiile, poveștile, că vedem noi cam ce s-a întâmplat până aici, da? După spusele, unora trebuia să fim deja la jumătate, să culeagă cu excavatoarele morții. Trebuia, și îmi amintesc cândva, nu mai am pronunțat numele unei proroace și deja au sărit mulți fripți. Au trecut 7-8 luni, unde sunt? Profețiile, conspirațiile altor, unde sunt? Deci să nu pierdem vremea cu alte povești pe care le spun oamenii care nu îl cunosc pe Dumnezeu și să lăsăm mai mult loc în inima noastră pentru Biblie, pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Și mai mult să vedem ce vrea Dumnezeu să facem cu viața noastră, dincolo de ceea ce vrea să facă Bill Gates sau nu știu cine sau altcineva, că nu ne privește pe noi asta. Să vedem ce vrea să facă Dumnezeu cu tine, cu viața ta. Asta este cel mai important.
De aceea vreau să mă apropii de încheiere, dar totodată să scot în evidență câteva lucruri. Spuneam despre doi termeni care definesc timpul în limba greacă. Teoretic sunt trei, dar doi în mod deosebit. Unul este Cronos. Și cunoaștem cronologii, cronoistorie, cronică, cronicar și așa mai departe. Cronometru, Cronos, timp. Adică ceva care măsoară timpul cantitativ, cantitatea de timp, care se măsoară prin mișcare. Mișcarea pendulului care dă secunda, mișcarea limbilor de ceas care dau minutul, care dau ora, mișcarea pământului în jurul propriei axe care dau ziua de 24 de ore, mișcarea de revoluție a pământului în jurul soarelui care dau un an și așa mai departe. E un timp precis, Cronos. Însă, așa cum spuneau grecii, când spuneau vreme, când spuneau timp, pentru timpul acesta care se măsoară, spuneau Cronos, pentru un alt timp, pentru altă vreme, spui altceva, când spui nu pierd vremea, când spui e vremea mea, e timpul meu, e altceva, foloseau un alt termen, Kairos. Kairos înseamnă șansă, oportunitate, înseamnă timpul tău. Cronos e timpul tuturor. Cronos e timpul care trece oricum, că vrei, că nu vrei. Kairos e timpul pe care tu îl prețuiești, pe care tu îl răscumperi, pe care tu pui preț, timpul în care produci ceva, în care ești eficient, în care faci ceva. Acesta e Kairos. Dacă mergi la muncă, tu ai 24 de ore într-o zi, dar pentru muncă acel Kairos înseamnă 8 ore sau 10 ore cât ești la muncă, acela este Kairos. Restul e Cronos. Kairos este oportunitatea, este șansa, este timpul tău. Și despre acest Kairos vreau să-ți spun astăzi câteva lucruri pe scurt, pentru că vrea Dumnezeu în timpul acesta, în 2023, să nu fie doar Cronos, timp care trece, un an care va trece pe lângă tine, un timp care va trece pe lângă tine, ci să fie Kairos, răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Și acolo iese în evidență tocmai diferența asta pentru greci, când răscumperi vremea pentru că zilele, pentru că timpul acesta Cronos trece pe lângă tine. Orice lucru Dumnezeu îl face frumos la vremea Lui, pentru că pentru orice lucru Dumnezeu a stabilit o vreme. Și pentru tine Dumnezeu a stabilit o vreme și dacă Dumnezeu îți îngăduie să intri în 2023, să treci în 2023, gândește-te că Dumnezeu te-a programat, te-a planificat, are planuri cu tine pentru 2023. Ce vei face? Ești interesat? Vrei să spui rugăciunea de la miezul nopții, Doamne, nu știu care sunt planurile tale pentru mine în 2023, dar eu vreau astăzi să mă pun la dispoziția ta. Eu astăzi vreau să împlinesc voia ta. Eu astăzi vreau să împlinesc planurile tale cu privire la viața mea. Asta este ceea ce vreau să spun. Pentru toate există o vreme și o judecată. Și pe scurt vreau să dau câteva exemple biblice. Era o fată frumoasă, o adolescentă, plăcută, inteligentă, dar a rămas orfană. Era în exil. Nu avea pe nimeni decât un văr de-al ei mai în vârstă, necăsătorit, cu numele Mardoheu, care o luase de suflet, adică o înfiase într-un fel și o învățase, a avut grijă de ea. La un moment dat, marele rege a vrut să se căsătorească și căuta regina. Și când a căutat regină, n-a spus să mă opresc și aleg una din două sau una din trei sau una din zece, a adunat mii și mii de fete și timp de un an de zile s-au făcut tot felul de probe, tot felul de concursuri, tot felul de selecții. Și au fost chemate toate fetele, orice fată care avea posibilitatea să se căsătorească, avea șansa să devină regină, toate fetele. Așa că s-au strâns toate și au luat-o și pe Estera și Estera a fost dusă acolo și deja de la început Estera a început să fie plăcută, era diferită față de toate celelalte. Se purta frumos, era integră la trup, la minte, la suflet, era fata perfectă, astfel încât i-a ajuns să fie aleasă din mii și mii și mii de fete care erau acolo, a fost aleasă singura care a ajuns regina. Și timpul a trecut. Mardoheu mai mergea pe la ea, îi mai dădea sfaturi,
Dar la un moment dat, Haman, diavolul, asta face întotdeauna, se luptă împotriva poporului lui Dumnezeu și vrea să-l distrugă cu orice preț. De aceea Haman pregătește o spânzurătoare, Haman pregătește două zile în care să aducă holocaustul, să aducă nenorocirea, distrugerea efectivă, să șteargă poporul evreu de pe fața pământului. Pune planul acesta în aplicare, își face planul. Și vreau să fiu scurt, dar să înțelegem ce se întâmplă. Mardoheu la un moment dat își dă seama, caută, ca om caută soluții. Bun, ne rugăm, postim, dar hai să vedem ce putem face. Trebuie să afle împăratul cumva. Avem pe cineva la împărat. Avem pe Estera care e regină și trimite răspuns la Estera. Estera apelează, cere, te rog, audiență, mergi la împărat și spune de pericolul care paște poporul. Până aici n-ai spus că ești evreică, n-ai spus din ce popor vii, n-ai spus nimic despre mine, nu ți-am cerut favoruri eu niciodată, că putea să o facă, nu ți-am cerut asta. Însă acum îți cer să intervii pentru poporul lui Dumnezeu, pentru poporul lui Israel. Intervin în favoarea lui. La început ce face Estera? Ceea ce facem și noi, căutăm scuze, nu soluții. A, știi, de o lună împăratul nici nu m-a chemat, nu a venit, nici nu știu când mă cheamă, apoi dacă vin, știi, dacă mă duc eu de capul meu, pot să mor? Înseamnă sfidarea împăratului, acolo nu mergi decât dacă te cheamă împăratul, chiar dacă ești regină. Și a încercat tot felul de scuze. Și acum vreau doar să citim două versete, Estera 4, versetele 13 și 14, care ne spun ce mesaj a transmis Mardoheu și același mesaj vreau să-l transmit și astăzi. Estera 4, 13 și 14. Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. 14. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. Și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe, dacă nu, pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Este era. Nu pentru că ești frumoasă, ești acolo. Nu pentru că ești inteligentă, pentru că ești descurcăreață, că ești zâmbăreață, că ai ajuns tu să cucerești inima. Vreau să știi ceva, Estera. Tu ai ajuns acolo pentru o vreme ca aceasta. Dumnezeu a planificat totul ca tu să fii acolo, acum să fii acolo. Și acum tu acționezi, vrei, te implici, îți arăți disponibilitatea sau spui nu, mulțumesc, eu îmi văd de treaba mea. Un lucru să știi, Estera, ești liberă să o faci sau nu. Dacă o faci, împlinești voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, respecti vremea pentru care ești acolo și vei fi binecuvântată. Dacă nu o faci, tu vei pieri, casa tatălui tău va fi nimicită și oricum ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte. Să nu crezi că dacă tu te îmbufnezi, dacă tu spui eu nu mai dau, eu nu mai fac, eu nu mai mă implic, gata, s-a dus totul. Nu uita acest adevăr. Ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte. Cine va pierde? Tu vei pierde. Asta trebuie să știi. Dacă nu, dar să vezi, eu dacă nu fac, gata, am scăpat, dar eu mă duc mai departe. Nu pleci nicăieri, Estera. Tu nu vei avea viitor. Nu uita că tu ești pentru o vreme ca acesta. Este kairos al tău. Aceasta este vremea pentru care ai fost pus acolo. Și acum tu decizi ce faci cu acest kairos al tău. Timpul tău, șansa ta, oportunitatea ta. Respecti vremea asta sau nu? Hagai, un profet care vorbește evreilor întorși din exil. Se dă exil, Ciru, se
face mult pentru casa lui Dumnezeu, zidesc ei, încearcă să rezidească Ierusalimul, trebuie să ajungă la templu. Și iată că Hagai are, în capitolul 1, versetele 2, 3 și 4, are și el un mesaj pentru evrei. Evreii au început să spună, nu a venit Kairos al nostru, nu-i vremea noastră, nu-i timpul nostru. Așa cum obișnuim noi să spunem tinerilor, copiilor, voi sunteți generația de mâine. Altă dată, mai încolo, acum n-avem bani, acum n-avem timp, n-a venit timpul nostru, n-a venit vremea noastră. Am făcut și noi cum am putut, am venit de acolo, am venit săraci, am venit aici, n-avem resurse, n-avem bani, n-avem nimic. Am luat-o de la zero, noi n-avem, ca alții să dea, alții să facă, alții să se implice. Eu n-am de unde, nu avem cum, nu-i vremea noastră, nu-i timpul nostru. Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea, n-a venit Kairos pentru zidirea din nou a casei Domnului. De aceea cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? Imediat Dumnezeu vine și spune, a nu-i Kairos, pentru casa lui Dumnezeu n-am timp, dar pentru tine ai timp? Pentru casa lui Dumnezeu n-ai bani, dar pentru tine ai bani. Pentru orice, numai pentru Dumnezeu nu. Și nu vă mai citesc ceea ce a spus și ceea ce a făcut Dumnezeu mai departe cu acest popor care a spus, nu-i vremea, nu-i timp pentru asta, n-avem bani pentru asta, n-avem timp pentru asta, pentru că noi avem alte priorități. Noi avem un Kairos pentru altceva, în altă parte. David, fapte 13:36, un verset care apare ca un epitaf pe mormânt, faptele apostolilor, capitolul 13, versetul 36. Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. Un om care a slujit când? În vremea lui, celor din vremea lui. Cum a slujit? După planul lui Dumnezeu. Un om care a realizat, Doamne, multe sunt minunile și planurile tale, multe sunt lucrările tale, multe sunt lucrurile la care m-ai chemat. Și omul acesta a făcut totul după planul lui Dumnezeu și a slujit celor din vremea lui. A înțeles, acesta este Kairos al meu, e timpul meu. Și de aceea nu ne mirăm că a ajuns cel mai puternic rege din toată istoria lui Israel, care a făcut cele mai frumoase lucruri pentru ei și care rămâne punctul de reper, rămâne apogeul națiunii lui Israel. Un om care a înțeles, e Kairos al meu, e timpul meu, e vremea în care să slujesc. O, dar las că eu pot să mă distrez, eu pot să fac multe altele, eu am altele de făcut, am alte priorități. Un om care a înțeles, e timpul meu, e vremea mea. E vremea în care să slujesc. Ilie a fost un om deosebit, un om care a făcut minuni extraordinare, a înviat morți. S-a rugat și a închis cerul timp de 3 ani și 6 luni, n-a plouat deloc, o picătură de ploaie. Când el a vorbit. Apoi din nou s-a rugat, din nou a vorbit și cerul a dat din nou ploaie. La cuvântul lui Dumnezeu a pogorât foc din cer și 2 echipe cel puțin au fost distruse. La cuvântul lui, la rugăciunea lui Dumnezeu a coborât foc din cer și jertfa adusă pe muntele Carmel a fost arsă, s-a coborât foc din cer de la Dumnezeu și Dumnezeu a arătat că Ilie era omul lui Dumnezeu. Acest Ilie avea un ucenic, un tânăr, Elisei. Și la un moment dat Ilie îi spune, Elisei, cerem ce vrei să fac, cerem ceva, vreau să-ți fac un favor. Vreau să-ți fac un cadou, așa cum ne întrebăm noi copiii, ce ai vrea pentru anul nou, ce ai vrea pentru sărbători, un cadou, ce te-ar interesa? Ce ai vrea, Elisei? Un iPhone nou. Ce mi-aș dori mult, Ilie, este să am o îndoită putere din Duhul tău. Este să am o putere dublă. Ilie nu s-a supărat pentru asta. Cu o singură condiție, Elisei, trebuie să fii foarte, foarte atent. Pentru că dacă ai mai scăpat de sub ochi, ai pierdut totul. De aceea trebuie să fii foarte atent. Imaginați-vă numai pentru puțin cam cum era viața lui Elisei în acele zile. Când dormea,
trebuia să fie foarte atent dacă pleacă Ilie. Când mânca, oriunde mergea, trebuia să fie mereu, generația mea știe ce înseamnă, ochii și butelia. Nu puteai, totdeauna ochii trebuia să fie acolo. Elisei mereu la Ilie. Ilie nu cumva să plece. Și au venit și au spus, și Ilie a spus, uite, eu trebuie să plec, te las pe tine aici, nu pleci nicăieri, eu mă duc cu tine, eu nu mă las de tine. Și Dumnezeu i-a dat o îndoită putere și Elisei a făcut lucruri extraordinare. Ilie a plecat la cer, Elisei a ajuns proroc în locul lui și la fel cum a făcut Ilie și a luat și el un tânăr ucenic. Numele lui era Gehazi. Și timpul trece, numai că Gehazi nu face ceea ce a făcut Elisei. Dacă ar fi făcut Gehazi ce ar făcut Elisei, ce s-ar fi întâmplat? Să fi cerut Gehazi putere dublă din puterea lui Elisei, ce se întâmpla? Era un Ilie la puterea, dar n-a făcut asta. El a avut alte interese, el a avut alte gânduri, el a avut alte planuri. Și citesc doar un verset, 2 Regi, 2 Împărați, capitolul 5, versetul 26. Pe scurt, istoria, vine Naaman să fie vindecat. Merge la râul Iordan, se scaldă, este vindecat. Vine înapoi la Elisei, Elisei nu vrea să facă selfie cu ministrul, nu-l interesează să dea mâna cu el, nu-l interesează, vine omul acesta cu saci cu bani, saci cu bani, n-a putut să-i ducă, deci atât argint au, dacă nu putea ducă, trebuia să ducă niște robi, să ducă argintul și Elisei a spus, nu mulțumesc, nu primesc, nu accept nimic. Gehazi se uită la scena asta și se spune, șeful meu ce fraier, păi, atâția bani au dus, dar nu a cerut el, nu face nimic, nu-i fură, i-a dat omul, îi dă numele Domnului, care-i problema până la urmă? Elisei se spune, nu, mulțumesc, nu-i nevoie și pleacă Naaman cu banii lui, cu hainele, cu cârpele lui, ce are, el se duce și Gehazi spune, ce ocazie am ratat. Era vreme acum să devin milionar, era timpul meu, ce lovitură dădeam eu acum. Dar se gândește, oare cum fac eu? Nu se gândește să-mi dea Domnul îndoită putere din puterea lui Elisei să devin și eu la fel de... Se gândește acum, oare cum să capăt eu banii aceia? Cum să pun eu mâna pe argint? Cum să primesc eu bogățiile acelea? Și face imediat un plan. Aleargă în urma lui Naaman și spune, Naaman, uite, stăpânul meu a uitat ceva, de fapt nu că a uitat, au venit pe la noi musafiri, avem musafiri, atâtea cheltuieli, n-avem bani, n-avem ce să le dăm mâncare, hai, dă și tu acolo ce ai. Și au pus ăsta saci cu bani în spatele la câțiva robi să-i ducă până în deal. Nici nu putea, măcar el singur să ducă, atâția bani au dat. Și se întoarce. Unde ai fost Gehazi? Eu, nicăieri, eu sunt aici, stau în rugăciune. Dar Elisei a zis, oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Este oare acum vremea de luat argint, haine, măslini, vii, oi, boi, robi și roabe? Este acum vremea pentru asta? Kairos, pentru ce îl folosești? Șansa ta, oportunitatea ta pentru bani, pentru arginți, pentru haine, pentru ce folosești timpul tău? Și aș putea continua cu atâtea și atâtea exemple. Însă vreau să închei cu ultimul. Ucenicii, fapte, capitolul 1, versetul 8, noi cunoaștem foarte, foarte bine. De la 6 la 8, de fapt, putem citi faptele apostolului, capitolul 1, versetul 6, 7 și 8. Că noi ca penticostale trebuie să fim foarte interesați de aceste versete. Deci apostolii pe când erau strânși la oaltă l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Multe sunt întrebările și așteptăm perspectivele profetice pentru 2023. Vine Domnul, de unde, ce se întâmplă în Ucraina, în Irak? Suntem foarte interesați de asta. Asta este preocuparea noastră majoră și Domnul le spune... Nu este treaba voastră. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, cronos, ce se întâmplă cronologic în lumea asta. Nu asta este problema voastră. Pe aceștia Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. El e suveran. El ține timpul, El ține istoria în mâinile Lui. El este suveran, Dumnezeu. Ci voi veți primi o
putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Acum e timpul vostru, nu să știți ce se întâmplă în lumea asta, ci să faceți ceva, să primești o putere, să te rogi să ai putere, să ai autoritate, să ai convingere, să ai resurse, să ai tot ce trebuie ca să faci ceva. Și când noi spunem, noi penticostale, suntem botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, nu ca să avem timbrul pe pașaport, ci ca să lucrăm pentru Domnul, să ducem Evanghelia. Pentru că atâția oameni încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Recensământul din România a scos în evidență un lucru. Toate religiile, toate bisericile din România au mers în scădere. Unele au pierdut, Biserica Ortodoxă a pierdut câteva milioane de adepți în ultimii 10 ani. Singura mișcare, singura biserică ce a crescut este Biserica Penticostală. Pentru că e biserica ce pune pe Duhul Sfânt și a înțeles că e vremea, e Kairos, vremea Duhului Sfânt. Este timpul în care oamenii să se preocupe de lucrarea Evangheliei, de evangelizare, să se implice în proiecte sociale, să se implice în proiecte de misiune, proiecte de evangelizare și că lucrurile le face Duhul Sfânt, dar le face cu noi, pentru că Duhul Sfânt lucrează prin oameni. Oameni care vin, se roagă și spun, Doamne, botează-mă cu Duhul Sfânt, pentru că eu vreau să fiu un misionar, vreau să fiu un păstor, vreau să fiu un evanghelist, vreau să fiu un cântăresc, vreau să fiu un slujitor al Tău, vreau să fiu un om dedicat Ție. Asta trebuie să facem, Dumnezeu să ne ajute. Nu-i timp de speculații teologice. Să-i lăsăm pe cei care își aduc tot felul de profeții și tot ce vreți voi ce o să se întâmple. Nu mi-ajută la absolut nimic să știu ce se întâmplă în Irak. Nu mi-ajută la absolut nimic ce se întâmplă la Moscova sau la Kiev. Nu mă ajută, nu mă încântă și nu mă interesează. Ce mă interesează este aici, în vremea mea, în timpul meu, în locul în care m-a așezat Dumnezeu, să fac voia lui Dumnezeu. Restul, apă de ploaie. Că pot ști eu și pot să dau niște predicții precise, perfecte, dar dacă eu nu fac voia lui Dumnezeu, la ce mi-ar ajuta să spun că Domnul Iisus vine în anul viitor, în septembrie pe 20? Dacă eu nu sunt gata și eu nu trăiesc în sfințenie, la ce îmi ajută să știu? Pentru că noi vrem să știm, Doamne, în vremea asta ce o să se întâmple, cum o să fie, cine o să fie, cine o să învingă, cine are dreptate, cine n-are, nimeni n-are dreptate. Noi trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu. E vremea să lucrăm pentru Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Așadar, nu e vremea curiozităților apocaliptice, deși sunt apetisante astea. Nu e vremea egoismului. Nu e vremea materialismului, nu e vremea indiferenței față de împărăția lui Dumnezeu, nu e vremea relaxului și a distracției, e vremea să-L căutăm pe Domnul, căutați-L pe Domnul câtă vreme se poate găsi. E timpul tău, 2023, e Kairos al tău, e timpul tău în care poți să faci ceva pentru Dumnezeu. E vremea să fii implicat în planul împărăției lui Dumnezeu. Poți să spui, nu mă interesează, nu mă privește, e alegerea ta. Imnul României conține un vers care spune cam așa: acum, ori niciodată, croiește-ți altă soartă. Acum, ori niciodată, nu spune mai târziu. Una din cele mai mari minciuni din zicalele noastre, din proverbele noastre, știți, înțelepciunea populară are mai multe zicale, proverbe, și unul dintre ele spune, niciodată nu e prea târziu. Cea mai mare minciună. Există un prea târziu. Există un prea târziu. Cartea Evrei, capitolul 4, versetul 1, ne arată clar și spunea, fraților, niciunul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu. Te-a chemat Dumnezeu acum, astăzi, dacă auzi glasul Lui, nu vă împietriți inima, nu vă îndepărtați, nu vă înșelați, nu vă rătăciți în inima voastră, se vorbea joi despre asta, astăzi, azi e timpul tău, azi e Kairos al tău, șansa ta, oportunitatea ta, 2023 e pentru tine, pentru planul Lui Dumnezeu cu privire la viața ta. Ce vei face? Vei spune, nu-i vremea mea, n-am timp de asta, n-am bani de asta, n-am preocupările astea, n-am intențiile astea, să vei spune, Doamne, care-i locul, care-i timpul, care-i lucrarea la care m-ai chemat? Există un prea târziu. Fiindcă tot am devenit experți acum și bisericile la meciuri de fotbal, ce-ar fi, imaginați-vă,
finala, că nu vii greu. Fluier arbitrul. Un jucător de pe teren ia mingea și dă gol în poartă. Ce se face? Se pune? A fluierat arbitru. Acela e Kairos, s-a terminat. Da, da, stadionul e plin, jucătorii sunt pe teren, arbitru, poarta e acolo, mingea aici, totul e la fel. Nu e nimic la fel. A fluierat arbitru. Asta înseamnă diferența între Cronos și Kairos. Kairos e timpul acela, a expirat. Vine o zi când va expira Kairos al tău. Dumnezeu nu să stea după tine, după banii tăi, după timpul tău, după preocupările tale, după mofturile tale. Dumnezeu într-o zi va fluiera, va spune, ajunge. Inima ta nu va mai bate. Kairos al tău a expirat. Degeaba vei face atunci. Degeaba vei spune. Vei spune că nu e tot una, nu-i tot una. A expirat Kairos al tău. S-a terminat. Viața ta a luat sfârșit. Eu nu știu când expiră acest Kairos al tău. Nu știu când. M-a întrebat zilele acestea cineva, ce să fac pentru tatăl meu? E în comă, nici măcar nu mai poate lua o decizie. Nu-i mântuit, mereu l-a respins pe Dumnezeu. Trebuie să-l scoatem de sub aparate, trebuie să decidem ce să facem. Pe de o parte vrem, pe de o parte ne dăm seama, nu mai există niciun remediu. Am spus, Kairos al lui a expirat, din păcate. Chiar dacă aparatele îl mai țin în viață, arbitrul a fluierat. S-a terminat, s-a isprăvit. Kairos a expirat. Azi încă trăiești, azi încă poți să decizi, azi încă poți să faci ceva, azi încă poți să dai viață, nu să-ți iei viața în mâini, să iei viața ta din mâinile tale și să o dai în mâinile ziditorului, în mâinile creatorului, să spui, Doamne, fă ce vrei cu viața mea. Vreau să mă implic, vreau să te slujesc. Nu adăuga doar ani la viața ta, ci adaugă viață la anii tăi. Dă un sens vieții tale, umple anii tăi cu viață, umple viața cu slujire, umple slujirea cu iubire, dă rodul la vremea lui. Azi e timpul tău, azi e ceasul tău, a sunat ceasul tău, Kairos al tău, trezește-te, pocăiește-te, roagă-te, slujește. Pentru că azi e timpul tău. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Amin.